Videoclipul de astăzi nu va fi un top clasic, ci mai degrabă mai multe informații despre Deep Web, cum se folosește, ce găsești pe el, precum și lucruri și servicii bizare sau înspăimântătoare disponibile. În continuare, nu sfătuiesc pe nimeni să acceseze această parte a internetului, în special persoanele minore, iar cine o face este pe propria răspundere. În primul rând, Deep Web-ul nu poate fi accesat dintr-un browser normal, iar pentru asta vei avea nevoie de Tor Browser, care e făcut în așa fel încât să navighezi în anonimitate. Linkul pentru acest browser îl găsești în descriere. Ce este Deep Web? Deep Web-ul cuprinde toate site-urile care nu sunt indexate de motoarele de căutare precum Google, Bing sau altele. Acesta conține peste 8 petabytes de informație. Alte nume folosite pentru Deep Web sau internetul în profunzime sunt Invisible Web, Undernet sau Dark Web. Se crede că peste 90% din tot conținutul online este format din Deep Web, iar restul ar fi cel de la suprafață, precum site-urile indexate de Google sau Bing. Există mulți oameni pe Deep Web de care este bine să stai deoparte. Unui blogger de securitate i-a fost trimis acasă un gram de heroină și o echipă SWAT după ce încerca să expună fraude de carduri de credit făcute pe Deep Web. 80% din bugetul Deep Web-ului provine de la Guvernul Statelor Unite, iar restul de la Guvernul Suediei, precum și alte grupuri. Piața neagră, precum Silk Roads, oferă multe produse ilegale, iar tranzacțiile făcute acolo au însumat 1,2 miliarde de dolari. Pe Deep Web nu folosești cash sau carduri de credit, în schimb moneda folosită este Bitcoin. Cel care a creat Bitcoin folosește pseudonimul de Satoshi Nakamoto, care în japoneză înseamnă gândește clar în interiorul fundației. Activiștii au comunicat pe Deep Web pentru organizarea Revoluției Arabe de primăvară. De asemenea, Edward Snowden a folosit și el această parte a internetului pentru a scurge informații de supraveghere ale Agenției de Securitate Națională din America. Cicada 3301 este o vânătoare de comori creată în 2012, punând participanții în Deep Web. Din această competiție fac parte puzzle-uri focusate pe spargerea de cod. Există teorii cum că această activitate este creată de agenții guvernamentale pentru a recruta personal. Statele Unite a interceptat mesaje Al-Qaeda pe Deep Web, ducând la închiderea 22 de ambasade americane. Este estimat că există peste 50.000 de site-uri ale grupărilor extremiste pe Deep Web. Dintre lucrurile pe care le poți găsi pe Deep Web fac parte: droguri. Cel mai popular lucru la Deep Web este faptul că poți găsi orice drog, de la marihuana de calitate premium până la pastile și prafuri. Până nu demult, The Silk Road a fost o sursă sigură pentru orice îți doreai, dar în prezent este închis. Secrete guvernamentale. Deep Web oferă fiecare teorie a conspirației pentru iubitorii de aceste teorii, precum și secrete guvernamentale, unele dintre ele fiind date jos de către FBI. Experimente pe oameni. Aici este locul în care anumiți oameni fac experimente de toate felurile pe subiecți umani reali, dintre care majoritatea sunt oameni ai străzii. Asasin. Omorârea unui om nu este ieftină, dar există suficiente anunțuri pentru astfel de servicii. Poți găsi amatori din Mexic chiar pentru 400 de dolari, iar anunțul unui profesionist spunea: pentru o persoană normală taxa este de 20.000 de euro, iar pentru un oficial din guvern 100.000 de euro. Arme. Dacă ai nevoie de o armă, aici este locul unde poți găsi destul de ușor traficanți de arme și îți poți alege de la Kalashnikov la pistoale și alte arme letale. Meciuri aranjate. Cu un singur click poți afla meciuri aranjate, blaturi din diverse sporturi, precum și pariuri ilegale. Hoți. Un tip susținea că poate să fure orice obiect îți dorești, bineînțeles contra cost. El chiar trimite o fotografie după ce obține produsul dorit pentru a demonstra existența lui. În plus, are și o listă cu obiecte puse în vânzare pe care oamenii le-au comandat, dar nu le-au mai ridicat. Hacking. Există un număr mare de site-uri în care poți angaja hackeri pentru orice dorești, de la spargerea e-mail-urilor partenerului tău până la spargerea site-urilor de guvern. Pornografie. Este locul unde găsești tot felul de fantezii bizare și pornografie ilegală, precum cea infantilă și violuri. De exemplu, există un tip care își filmează sora cu o cameră ascunsă și transmite show-ul live pe Deep Web. Carduri de credit. Aici este locul oamenilor care își doresc mulți bani de cheltuieli. Pentru suma potrivită poți cumpăra o mulțime de carduri de credit, unele fiind reale, altele doar păcăleli.
Nu voi menționa site-uri web pentru că majoritatea sunt ilegale, dar printre motoarele de căutare a deep web-ului se numără Ahmia.fi, Deep Search, DuckDuckGo, Torch, care indexează în jur de 1,1 milioane de pagini. Pentru o colecție întreagă de site-uri din deep web, voi lăsa linkul în descriere, dar atenție, le folosești pe propria răspundere. Nu încurajez pe nimeni să viziteze aceste site-uri. Iar dacă ce a fost prezentat până acum nu e suficient, urmează câteva lucruri ciudate găsite pe Darknet. Cineva vindea pastila dorințelor, pretinzând că iei pastila, îți pui o dorință, iar aceasta devine realitate. Altcineva a căutat bilete vândute pe sub mână la concertul lui Cher, dar acestea erau de fapt droguri. Un anunț al unui german spunea că vinde covrigi. Atât, covrigi simpli. Cineva, după ce a descărcat browserul Tor și a început să navigheze, la doar 20 de minute a primit un telefon în care auzea doar o respirație, după care a închis. Un utilizator a cumpărat o carte cu benzi desenate, sigilată în plastic, dar când a primit-o a văzut că spatele copertei era acoperită de foițe de LSD. Unul dintre cele mai bizare tutoriale găsite pe un site îți explică pas cu pas cum să gătești o femeie. Și nu, nu e vorba de o glumă. Pagina respectivă dădea informații detaliate despre ce părți ale corpului să folosești, unde să faci tăieturi și cum să gătești fata făcând-o să trăiască cât mai mult timp posibil.